Administrația publică locală a demarat deja procedurile de achiziție și instalare a rețelelor necesare pentru amenajarea unei saune la bazinul de not de lângă sala polivalentă. Ideea acestui proiect a venit ca urmare a faptului că tot mai mulți cetățeni, inclusiv sportivii de performanță ai Romanului, au solicitat autorităților amenajarea unei saune, asta și în condițiile în care baia comunală a fost închisă din lipsă de finanțare. Vestea bună este aceea că intrarea la saună nu va costa suplimentar. Se lucrează la sauna nouă ce va fi amenajată la bazinul de not, va avea un program orar stabilit foarte clar, dar va fi un serviciu suplimentar. Deci nu va aduce un cost pentru cei care se bucură de serviciile bazinului de not, ce va fi un plus pentru persoanele care desfășoară activitate de agrement contra cost în afara programului didactic copiii care vin și învață să noate. Parte din costurile realizării saunei au fost eliminate prin aceea că primăria a primit ca donație câteva dintre elemente. În acest moment, după închiderea băii comunale, în urmă cu aproximativ 2 ani, romașcanii s-au adresat pentru această activitate fie agenților economici din municipiu, fie spitalului de la Barticești.